Am revenit și în această seară alături de noi este domnul Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, Cezara! Doamne ajută, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că trăirea spirituală face și ea parte din cotidianul nostru, nu doar momentele trecătoare, efemere, care au ambiția așa de a ne defini, deși noi... Absolut, trebuie să facă parte și chiar dacă nu face parte, încercăm noi să o introducem prin astfel de discuții, de dialoguri, să o transmitem către telespectatorii noștri, pentru că a început săptămâna patimilor, așa cum este cunoscută această săptămână în zona creștin-ortodoxă și tocmai de aceea am și lansat invitația către tine. Cred că este prielnic să ne reamintim, să învățăm și să ne însușim anumite trăiri spirituale pentru această săptămână. Acum poate este un pic puieril să întreb de ce săptămâna patimilor, dar întrebările simple au efectul cel mai dorit de obicei. Tocmai de aceea te și întreb pe tine, de ce săptămâna patimilor? Da, și e și bine să trăim simplu și puieril, lasă că e bine așa. E bine să fim copii cât încă mai putem, că ajungem mari și ne copleșesc grijile cărora să recunoaștem, le dăm noi de multe ori o importanță prea mare. Da, săptămâna patimilor sau mai corect săptămâna pătimirilor Domnului este, dacă vreți, un fel de rezumat a ceea ce a însemnat până acum postul mare. Sunt ultimele zile din viața de pe acest pământ a Mântuitorului Iisus Hristos, care după înviere s-a arătat ucenicilor, apropiaților și nu doar timp de încă 40 de zile până la înălțarea sa, sunt zile de o intensitate spirituală și duhovnicească deosebită. E, dacă vreți, întreaga viață a noastră a creștinilor condensată, concentrată într-o trăire profundă în care, iată, Creatorul nostru al Cerului și al Pământului este răstignit. De asta a fost în stare umanitatea, să-și răstignească Creatorul și Dumnezeul. Iată că după ce îl întâmpină în Duminica Floriilor, în aclamații, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, la doar câteva zile, aceiași oameni aveau să strige, ia-l, răstignește-l. Ceea ce trădează cumva firea noastră schimbătoare. De aceea, de câte ori am prilejul, îndemn pe credincioși, îi îndemn ca această trăire din săptămâna mare să o păstrăm tot anul. Să nu fim credincioși doar așa din an în Paști, dacă tot reușim cu ajutorul bunului Dumnezeu să ținem un pic de post, să facem fapte bune, să mergem la biserică, unde este un program deosebit zilele acestea, să nu le pădăm repede haina aceasta și să o păstrăm atât cât putem noi. Și ne ajută în sensul acesta biserica prin slujbele ei, nu degeaba în fiecare duminică prăznuim învierea Domnului. Duminica e ziua învierii Domnului la fiecare sfântă liturghie, care nu se săvârșește doar duminica, dar în mod deosebit mergem duminica și zilele de sărbători. Retrăim aceste momente pe care, iată acum, le trăim mai intens. Foarte, foarte frumos ai spus și mai mult decât atât ideea cum că în fiecare seară are loc câte o slujbă în această săptămână. În această seară au început deniile, așa cum le mai cunoaștem noi denumite. Care este tematica, ori să spunem așa, semnificația fiecărei seri până la Vinerea Mare, până în momentul în care are prohodul înmormântarea lui Iisus Hristos, ca mai apoi să ne bucurăm și să trăim cu toții împreună învierea Domnului? Da, deniile, bine, sunt două denii mai speciale în săptămâna a cincea din postul mare, denia canonului cel mare și denia acatistului, iar deniile așa în mod curent, cum sunt cunoscute ele în săptămâna patimilor,
încep de duminică seara, însă foarte bine, cum ai spus, întrucât duminică seara e denia zilei de luni. Deci dacă emisiunea aceasta este transmisă ziua de luni, seara, luni seara, se săvârșește denia zilei de marți. Știm că ziua liturgică începe odată cu vecernia după ora 14, ora 16, scuze, iar noi seara săvârșim denia zilei următoare. Da. Fiecare zi are un înțeles aparte, un înțeles deosebit. Dacă este timp, putem lua fiecare zi în parte. Sigur, cumva mă gândesc că dacă sunt suficiente atât de puține zile pentru un eveniment atât de grandios, în ideea în care avem doar câteva zile până la prohod și cumva încercăm să comasăm sau să aducem în sufletele noastre tot ceea ce s-a trăit în săptămâna patimilor. Da, așa este, însă înțelesul acestor evanghelii din Săptămâna Mare este foarte condensat, foarte concentrat și de altfel noi, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, nu avem nevoie de foarte multe. Și aș face în acest sens un recurs la simplitate. Este și o carte foarte frumoasă în acest sens, pe care o recomand, scrisă de Ernest Berne, Îndemn la simplitate. De multe ori noi alegem să ne complicăm viața, dar observăm și sesizăm în pericopele evanghelice din săptămâna aceasta că nu avem nevoie chiar atât de mult. Evanghelia care face trimitere, ca să dau și exemplu în sensul ăsta, care face trimitere la cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte care și-au consumat uleiul din candelele lor, iar atunci când a venit Mântuitorul, le-au găsit fără ulei în candele. Ne irosim viața de cele mai multe ori cu lucruri trecătoare, lucruri efemere, lipsite de importanță și pierdem esențialul. Esența. Da, pierdem esențialul din viața noastră și ajungem, se întâmplă să ajungem și vom ajunge, cu mila lui Dumnezeu, într-un punct în care vom face, iertați-mă, spun contabilicește, așa, un bilanț al vieții noastre. Și vom sesiza că în acel moment nu contează decât faptele bune pe care le-am făcut în viața noastră. Oricât am alergat după bani, după faimă, după avere, toate acestea sunt ca fumul. Sigur, aduc o satisfacție în viața noastră. Sunt și acestea o necesitate. De dopamină, de oxitocină, de așa mai departe, și ne aduc o bucurie în sensul ăsta. Dar atunci când vom fi pe un pat de spital, spunea foarte interesant Steve Jobs, cred. Da, acesta spunea. Am putut în viața mea să pun un șofer să-mi conducă mașina, mai mulți oameni să-mi producă bani, dar nu pot pune pe nimeni să-mi ducă suferința. La fel, și aș completa în sensul ăsta, nu putem pune pe cineva să se bucure, să trăiască bucuria în locul nostru. Și atunci, cum văd eu în perioada aceasta decât ca pe o perioadă de angajare proprie a noastră? Întâlnim foarte mult simbolul crucii zilele acestea, crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Sigur, una e ideea crucii și alta e realitatea ei. Poate nu întâmplător, tâlharul a fost cel care a intrat primul în rai împreună cu Mântuitorul. Spunea foarte frumos Nicolae Steinhan că s-a întâmplat acest lucru întrucât el a compătimit cu Mântuitorul. Sigur, și noi, pe cât ne este cu putință, de la picioarele crucii, încercăm să compătimim cu Mântuitorul Hristos. Însă una e să, cum spuneam, una e ideea crucii, alta e realitatea ei. De aceea, asumarea crucii, de către fiecare dintre noi. Asumare care nu e
obligatorie. În Sfânta Scriptură, atunci când se vorbește de Sfânta Scriptură, când Mântuitorul Hristos face referire la Sfânta Scriptură, nu ne obligă. Lasă la latitudinea și la libertatea noastră, spun, oricine dorește să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Deci, libertatea este cea care ne este lăsată nouă ca binecuvântare a alege ori calea învierii Domnului, ori aceea risipirii în lumea de zi cu zi, care se agață de noi, ori noi de ea, nu știm. Lucian, trebuie să recunosc că mă bucur faptul că încercăm și ne dorim să transmitem așa mai multă emoție în această perioadă și o conștientizare a emoțiilor, aș spune eu. Pentru că de la tine îmi doresc să văd, gândindu-mă că de la an la an iei contact cu foarte mulți credincioși, cu foarte mulți colegi de-ai tăi. Vedem că societatea este într-o continuă schimbare. Tocmai de aceea, ori de câte ori am ocazia, încerc să aduc un pic din zona aceasta de expropiere, dacă e să numesc așa, lucrurilor cotidiene și să ne aplecăm un pic și asupra sufletului nostru, atât cât putem noi să o facem, fiecare dintre noi. Cum ai sesizat tu sau cum sesizezi schimbarea de atitudini, de comportamente, de mentalități, de a simți a creștinilor de la un an la an, prin atât de multe probleme ale societății și ale lumii, vedem în jurul nostru, nu reamintesc acum că nu cred că este potrivit pentru discuția noastră, cum sesizăm poziționarea unui creștin în această lume? Adică, avem poate sărbători pascale mai profunde, ori un pic mai, să le numesc așa, nesemnificativ luate de fiecare în parte. În ce direcție mergem? Da, acum depinde și cu ce ochi privim. Pentru că ne putem uita amândoi la acel pahar și unul să-l vadă aproape plin și unul să vadă că s-a cam băut din el, deci ar mai trebui pus ceva. Deci depinde și de felul în care noi ne raportăm la ceea ce este în jur. Eu văd în jurul meu faptul că o funcție, o demnitate poate fi pierdută foarte ușor prin rostirea unui singur cuvânt. Dintr-o greșeală, dintr-o eroare. Mai văd de asemenea că după o viață de om, după multe lupte și agoniseli, vine credinciosul și întreabă, pentru ce, părinte? Pentru ce atâta zbatere? Fata mi-a plecat în Canada, băiatul e și el cu muncă prin țară, am casă aici, am casă dincolo. Și nu sunt fericit. Deci depinde și noi cum vedem lucrurile acestea, cum ne raportăm la ele. Nu știu să fac o estimare, că fiecare cu mintea lui cuprinde atât cât poate și din punctul acesta de vedere al condiției noastre fizice, una dintre ele, suntem limitați. Foarte frumos spunea cineva că noi nu putem ajunge cu mintea, nu putem cuprinde cu mintea cele ale lui Dumnezeu, însă o putem face cu inima. De aceea spun, depinde felul cum ne raportăm și felul ăsta, sigur, se pot crea eșantioane, că sunt sondaje, că suntem bine, că ele nu sunt normative să le aplicăm ca atare și sunt doar orientative. Dar eu tind să cred că mai devreme sau mai târziu omul conștientizează că ceea ce este important e dincolo de lucrurile materiale, pentru care depunem atâta și atâta efort. De aceea, credința creștină e dincolo de dogme, dincolo de ceea ce spun eu, dincolo de teoriile unora sau altora. Credința creștină este viața însă. Și Mântuitorul Hristos s-a întrupat, a pătimit și a înviat, nu ca noi să, nu știu, suntem în perioadă de post, nu pentru ca noi să ne schimbăm dieta alimentară, nu ca noi să ne, nu știu,
să avem unele interacții și să ne schimbăm profund în, în noi. În, spunea foarte, schimba cumva paradigma aceea, iubește-ți aproapele ca pe tine, ca pe tine însuți. De multe ori, noi pe noi înșine nu ne iubim așa cum ar vrea Dumnezeu să ne iubim. Și atunci Mântuitorul merge mai departe și spune, iubiți-vă aproapele așa cum eu v-am iubit pe voi. Deci ne cere o iubire jertfelnică în acest sens. Să fim noi așa cum trebuie, nu pentru noi, ci pentru celălalt. Pentru tu dacă celălalt. M-ai chemat aici, am făcut tot posibilul, deși erau niște intervale, să vii, să ajuți pe celălalt să fii la rândurile și cei care ne urmăresc, îndemn în sensul ăsta, să fie, să caute, să fie pentru ceilalți. Vin sărbătorile învierii. Sigur, căutăm acum să avem masa îmbelșugată și e bine acest lucru, dar o bucățică din acea masă să dăm și unui vecin care poate nu are sau poate are. Dar să oferim. E o bucurie să dai și celuilalt. Și dacă tot vorbim despre astfel de atitudini, care ar fi, nu găsesc un cuvânt mai potrivit acum, sfaturi, deși nu cred că sunt neapărat sfaturi, dar idei pe care ar trebui să le avem în această săptămână din partea noastră ca și comportament. Adică să avem o bună conduită sau măcar să încercăm, cum ai spus tu, e un pic trist sună din an în pașă, dar cam așa se întâmplă, încercăm noi cumva să modelăm lucrul ăsta, să nu mai fie așa prin astfel de dialoguri, însă ce ar trebui să facem noi ca și creștini ortodoxi, în special în această săptămână, dar nu numai? Da, să căutăm, mie mi-a plăcut foarte mult, cred că e atitudinea, mie personal, iertare, dacă îndrăznesc să exprim aici o părere personală, cred că atitudinea celor care l-au întâmpinat pe Mântuitorul Hristos în Ierusalim, ceea ce am trăit în Duminica Florilor, cred că e o atitudine sau văd eu așa cam cea mai potrivită atitudine pe care ar trebui să o avem noi în viața noastră și anume una de bucurie. Sigur, trăim în aceste zile momente de tristețe, de pocăință. Încercăm să înțelegem cum de umanitatea a fost în stare să își răstignească Creatorul, însă asta facem noi în fiecare zi prin păcatele pe care le facem. Însă cred că e potrivit să avem o atitudine de aceasta de bucurie, de a-L conștientiza și de a-L primi pe Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeul nostru, În viața noastră. Ați văzut vreodată vreun înger trist? Foarte frumos mi-a Am văzut mi-a plăcut vreodată vreun înger? Nu știu, n-aș face acum. Andrei Pleșu spunea foarte frumos în cartea sa despre îngeri, că a putut scrie ce a scris acolo, o carte de asemenea pe care o recomand, cu toate că nu poate susține că a văzut vreodată un înger. Eu pot aduce o mărturie de la Mitropolie, de la Catedrala Metropolitană. Erau doi frați care stăteau la rând împreună cu părinții să se închine la cuvioasa și vine cel mare și îl întreabă pe cel mai mititel, care de vreo 3 anișori, cel mare de acum, nu știu, să trecut de 10 ani, și îl întreabă pe cel mai mic, spune-mi, cum mai arată îngerii? Că eu când eram mic îi vedeam, dar acum nu-i mai văd. Deci, iată, pe ce înaintăm în vârstă, pierdem conexiunea cu cele curate. Și revenind la bucuria de care spuneam, părintele Arsenie Papacioc, un duhovnic care mie îmi place foarte mult, avea o vorbă așa de duh foarte frumoasă, spunea, măi, a venit Mântuitorul Hristos ca să ne îndumnezeiască pe noi și noi tot amărâți am rămas. Adică, și observăm că după toate aceste momente de durere, de moarte și încă moarte pe cruce, nu știu să fi fost, să existe pe lumea asta o moarte mai dureroasă fizic și mai rușinoasă, dacă ne gândim că a fost răstignit, așa cum erau răstignirile în vremea respectivă, dezbrăcat în fața ucenicilor, a mamei sale. Iată că după toate acestea, când învie Mântuitorul, ce spune? Nu ne bate obrazul, nu ne reproșează, ci spune bucurați-vă. Atât am putut noi să-i oferim Dumnezeului nostru singurele
daruri pe care Dumnezeu le-a luat în ceruri de aici, de pe pământ, sunt semnul cuielor de la răstignire. Atât am putut noi da. Cu toate acestea, Dumnezeul nostru arată că ne iartă și, stând cu mâinile întinse pe cruce, îmbrățișează toată lumea. De ce a făcut asta? Pentru ca noi să conștientizăm starea noastră, să ne pocăim și să căutăm să fim mai buni. E simplu, spun eu, dar atât de greu. Într-adevăr, nu mi-a plăcut că ai spus că este simplu. Într-adevăr, este foarte simplu dacă este să discutăm noi aici. Ceea ce mi se pare mie, și o să fiu un asentiment cu tine de a-mi da o părere personală, este faptul că e trist pentru că noi oamenii cumva avem doar o perioadă în care hai să fac o faptă bună, hai să mă rog un pic, hai să merg un pic la biserică, o perioadă. Mă refer acum în perioada sărbătorilor pascale. Frumos ar fi și cred eu că ne-am simțit mai ușurați dacă am face lucrul ăsta, să ne propunem ca un obiectiv, pentru că suntem oameni cu obiective, ne dorim să acumulăm atât de multe lucruri. Avem target-uri, exact. Să ne propunem, dacă toți suntem în zona aceasta de obiective, să fim și după ce trece Paștele. Să fim într-o simplă zi de miercuri sau de joi, să facem o faptă bună. Sau să fim mai înțelegători cu aproapele nostru. Da, știi ce se întâmplă? Noi dacă facem acea faptă bună, dacă facem un pas, după aia Dumnezeu face 10. Deci dacă noi punem un pic, așa cât am putut noi în momentul respectiv, Dumnezeu ne ajută mai mult în sensul ăla și sporește. Și cu cât ne este mai greu, că de multe ori așa, noi ne găsim scuze că nu putem, că nu avem cu ce, că nu avem timp, că nu avem bani, că nu avem nu știu ce. Într-adevăr, n-avem, dacă este să vrem, găsim și scuze. Da, cu cât e mai greu, cu atât și harul lucrează mai mult. De aceea, la îngrijorarea pe care ai arătat-o, întrebând dacă lumea de astăzi se mai îndreaptă către credință, atunci când ne este mai greu, atunci lucrează Dumnezeu. Și atunci e cu atât mai minunat ceea ce se întâmplă. Lumea, acum 2000 de ani, intrase într-un con de umbră cumplit. Cumplit. Și avem exemple în sensul acesta de cât de barbară era condiția în acele vremuri. Și cu cât era mai greu, iată că cu atât mai minunat a lucrat Bunul Dumnezeu. De acolo a răsărit sămânța și ceea ce Dumnezeu și Sfinții au semănat în durere, noi avem șansa astăzi să culegem într-o bucurie. Într-adevăr, așa este. De fiecare dată când trecem peste un obstacol mai dificil, în absolut orice ne dorim, cumva nu neapărat recompensa, dar starea de după este una de 10 ori mai împlinitoare. Lucian, din nefericire, colegii mei mă anunță că nu mai dispunem de timp pentru a mai discuta atât de frumos și atât de plăcut despre Săptămâna Patimilor. Eu îți mulțumesc până în acest moment și, bineînțeles, ulterior, așa cum o fac întotdeauna, pentru faptul că ai arătat deschidere și dorință să împărtășești cu telespectatorii, pentru că aceștia te urmăresc pe tine, ceea ce înseamnă sau cât putem noi să înțelegem, pentru că lucrurile în spate au fost mult, mult mai importante, dar atât cât putem noi să înțelegem din această Săptămână a Patimilor, îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru că ai fost alături eu. De noi. Mulțumesc și eu. Un ultim cuvânt, să fim conștienți că în ceea ce ne dorim noi, în ceea ce dorim să înaintăm, acolo vom merge. Dacă dorim să ne rugăm mai mult, să începem să ne rugăm. Dacă vrem să facem fapte bune, să facem fapte bune. Adică și credința creștină e despre o angajare a noastră. Nu lăsăm doar din exterior să ne vină așa credința, să vină din interior de la noi. Îți mulțumim, Lucian. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne revedem data viitoare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.